Găsit, oameni buni, Laurențiu Botin aici, realitatea din PMP. Un partid care, iată, speră ca pe 6 decembrie să realizeze un scor care să-l propulseze în postura de partid, fără de care nu se poate. Și hai să înțelegem ce înseamnă fără de care nu se poate. La cum arată oglinda la care ne uităm, da? De la alegeri locale, câștigătorii alegerilor parlamentare au, până la urmă, au de uitat în curtea a două partide. Celebra Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, care va face cu siguranță scorul tradițional, și Partidul Mișcarea Populară. Asta în cazul în care pro-România lui Ponta și Tăriceanu nu va face un scor, știu eu, 7-8%. Partidul Mișcarea Populară acum beneficiază și de un culoar destul de interesant. Un culoar pe care eu l-aș traduce așa. Cei care nu s-au stabilit la unul din partidele de pe șichierul de dreapta, adică Partidul Național Liberal și, pare se că așa zic și ei, că sunt de dreapta, cei de la USR, vor veni către PMP. E doar o previziune. Și mai ales, sau mai important decât atât, nemulțumiții, cei care nu au votat la locale, care nu au regăsit și n-au rezonat cu un candidat sau cu un partid anume, ar putea să ce? Să aleagă Partidul Mișcarea Populară. Scorul pe care PMP-ul l-a făcut la locale este unul încurajator pentru acest partid. Acum depinde și ce se va întâmpla pe 6 decembrie. Depinde foarte mult ce se va întâmpla și în diaspora, depinde foarte mult de cum se va juca în campania electorală. Cu mine în studio este actualul senator Lucian Iliescu. Domnia sa candidează la un nou mandat la Călăraș. Bun găsit! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Da, nu cred că am greșit foarte tare, Lucian Iliescu, spunând că dumneavoastră cei de la Partidul Mișcarea Populară ați putea beneficia de un culoar favorabil. Pentru că, în momentul de față, apar dezamăgirile post-electorale. Da? Cei care au clamat că nu vor merge în alianțe locale cu unii sau cu alții sunt nevoiți, pentru că așa arată conjunctura politică, să facă alianțele contra naturii. Și voi, cei de la PMP, jucați prin consiliile locale și județene și jucați destul de bine. Și probabil că o să aveți în funcție viceprimari sau vicepreședinți de Consiliul Județean care vor conta într-un fel sau altul la alegerile parlamentare. Dincolo de asta, ați reușit să strângeți și o zestre de primari destul de important. Destul de important. Nu știu cum se va desfășura campania electorală. Habar nu am. Dar știu un singur lucru, că totul se joacă acum. Chiar, cred că nici nu putem anunța un câștigător cert al parlamentarilor. Și ăsta este contextul în care vreau să începem discuția. Da. Ce se întâmplă? Ca și număr de parlamentari și de parlamentari de aleși local, Partidul Mișcarea Populară se situează pe locul 3, după alegerile locale, după PNL, PSD, urmăm noi, cei din Partidul Mișcarea Populară. Suntem prezenți în 23 de consilii județene. Avem peste 60 de consilieri județeni, la nivel de consilieri municipali, și contăm. Noi am venit cu un mesaj destul de simplu și de înțeles pentru tot românul, un mesaj ferm, că fața politicii trebuie schimbată în România. România nu mai poate merge pe un drum în care se balem între două mari partide, de la stânga la dreapta, între PSD și PNL, iar Partidul Mișcarea Populară, un partid tânăr, format în anul 2014, din oamenii, trei sferturi dintre ei, nu au mai făcut politică înainte, poate fi o alternativă la aceste două partide mari. Sunt oameni integri, noi milităm pentru... Și am fost consecvenți din anul 2009 de la referendum pentru diminuarea Parlamentului la 300 de parlamentari. Nici PSD și nici PNL nu au ținut cont de lucrul ăsta în Parlament. Trebuia
acea lege pe care noi am inițiat-o să țină cont de referendumul din 2009. Noi încă suntem consecvenți cu lucrul ăsta și avem foarte multe politici pe toate palierele și pe toate planurile de guvernare, astfel încât România să evolueze și nu să stagneze sau să involueze. Bine, o să vorbim despre inițiativa asta, pentru că văd că iar a scos-o pe tapet asta cu 300 de parlamentari. Nu vă avantajează pe dumneavoastră, cu cât se îngustează oarecum numărul de parlamentari, șansele sunt din ce în ce mai mici. O salut și pe Simona Vlădica, domnia sa candidează tot la Călăraș, Camera Deputaților. Bun găsit, doamnă! Adevărat, bun găsit, mulțumesc pentru invitație. Bun, hai că o luăm din voleu acum. 300 de parlamentari, ați ieșit din nou cu chestia asta, cu 300 de parlamentari. E un leitmotiv pe care eu l-am văzut de-a lungul timpului la Partidul Mișcarea Populară. Ce vreți să demonstrați? Pentru că sunteți probabil și conștienți de faptul că încă nu sunteți un partid jucător în primele două. Da? Și atunci un parlament mai larg v-ar putea da ocazia să aveți o mai bună reprezentativitate. Cum se împacă lucrurile astea? Vedeți, dumneavoastră, uneori în viață trebuie să te gândești ce e mai bine pentru cei mulți sau ce este mai bine astfel încât să se respecte voința poporului. Dacă poporul așa zice, politicianul trebuie să slujească voința poporului. Dacă așa a zis poporul, așa trebuie să se întâmple, indiferent că este în avantajul nostru ca partid sau nu. Dar, dincolo de asta, să știți că Partidul Mișcarea Populară are multe alte proiecte extraordinar de utile și de interesante pentru România. Și în campania de la locale, colegii mei, slavă Domnului, au venit cu idei extraordinare. V-am spus și altă dată când am fost invitată dumneavoastră că, cel puțin la Călăraș, dar cred că și în alte județe, am fost singurul partid politic care a avut un program politic, care a avut proiecte concrete cu care a venit în fața cetățenilor. Pentru că e ușor să vii și să spui, da, dacă o să câștig, o să fac și o să dreg și să nu faci nimic. Dar este mai greu să vii cu un program politic bine fundamentat. Uitați-vă numai la programul politic al domnului președinte Traian Băsescu, care era inclusiv cu termene de realizare, inclusiv cu bugetul necesar pentru a realiza acele proiecte, adică o chestiune muncită, o chestiune extrem de serioasă. La fel a fost și la Călăraș. Să știți că în ultima săptămână contracandidații de la PNL mi-au luat frânturi din programul politic și au început să-l distribuie. Au început să facă și filme în ultimele două zile că au văzut că asta făceam eu. Deci e mai greu să gândești și este mult mai ușor să furi. Inclusiv idei, că atunci când vorbim despre furt nu ne referim numai la faptul că furăm un cartof, ci putem fura idei, ceea ce este mult mai grav. Da, revenind la povestea cu 300 de parlamentari, întotdeauna PMP s-a dovedit a fi un partid extraordinar de serios și care pune interesul cetățeanului pe primul plan. Iar asta este o dovadă vie. Chiar poate în dezavantajul nostru, cum a spus și dumneavoastră, având mai puțin parlamentari, automat există riscul să scadă numărul de parlamentari ai PMP, dar ne interesează respectarea poporului. Suntem un partid, PMP a arătat de multe ori că respectă acest popor, respectă cultura, respectă tradiția. Și cum va fi că totuși vrei să-ți prezinți programul și să convingi niște oameni să te voteze, dar vom avea o campanie electorală sub spectrul codului roșu, da? Uite, avem raportările acum, 6.481 de infectați la nivel național. În București, de exemplu, 1.129 de cazuri doar astăzi. Deci, în ce și sigur, noi ne îndreptăm foarte clar spre un număr imens de infectări. Și trebuie să vă spun, și cred că sunteți și dumneavoastră la curent, că țări din Uniunea Europeană deja sunt și au anunțat lockdown-ul. Peste două zile Franța va intra în carantină. Germania nu e departe de acest lucru. Și cred că toate lucrurile astea vor merge ca mărgelile pe ață. Da, am văzut. Noi acum avem alegeri și toată lumea spune, vai domnule, democrația, că trebuie, că ia Constituția și că nu știu ce. Dar dacă numărul infectaților, iată, avem aproape 6.500 astăzi, numărul infectaților va ajunge unde, adică unde trebuie să stăm să ajungem, să intrăm în stare de urgență, pentru că vom fi nevoiți să intrăm în stare de urgență. Acum că toată lumea întinde pălteaua, ok, hai, că avem alegeri. Dar cum transmiteți mesajul? Asta mă interesează. Că e complicat. Păi e complicat, la fel ca și campania de la alegeri locale,
Și această campanie este o campanie atipică. Mesajele vor fi transmise 90% prin intermediul mass media, prin intermediul mijloacelor de socializare. Acum oamenii, eu înțeleg la cât de abătut sunt și supărați, exact ceea ce noi tot vorbim de ceva vreme. La acum 6 luni de zile întrebam, sau 7 luni, întrebam prieteni, întrebam familie, tu știi pe cineva bolnav de coronavirus? Spunea, bă, nu știu, am văzut la televizor. Astăzi vedem că tocmai mulți prieteni de-ai noștri, din familie, poate amici, vecini, au ei sau un caz în familia lor care au fost infectați sau infectați sau sunt oameni care au acest virus. Este o problemă, iar noi nu putem să trecem peste asta doar dacă respectăm acele mijloacele de protecție. Și că va fi campanie, și că vor fi alegeri, și că nu vor fi, până la urmă trebuie să privim lucrul ăsta ca pe un lucru normal în viața unei societăți moderne. Acum, ce înseamnă? Nu mai mergem nici la muncă, nu mai mergem nicăieri. Nu, noi trebuie să ne adaptăm situației și trebuie să respectăm acele leguri simple, astfel încât să putem să trecem de lucrul ăsta. Bun, trecem, nu trecem. Parlamentul, la ora asta, că despre el vorbim, este într-o contradicție totală cu guvernul României. Adică ordonanțe întregi pe care guvernul le dă, unele dintre ele foarte bune pentru apărarea de acest virus, Parlamentul le respinge. Mesajele sunt date în contradictoriu. Dacă Partidul Național Liberal vrea ceva, în Parlament, unde este dominat de PSD, dânsii fac orice altceva să fie gică contra. Nu există o unitate națională, că m-ați întrebat de ce PMP și de ce alternativa PMP. Nu există o unitate națională astfel încât în aceste zile să dovedim că suntem români, indiferent în ce partid am fi. Toți vrem să tragem caimacul spunând că ideile mele sunt cele mai bune, ideile mele sunt cele mai bune. Și românul, dacă se zice, bă, da, m-am săturat, ăștia să luptă numai pentru ciolan, asta e percepția lor. Eu te-ai dracu, s-au ajuns, uite-i dracu, iar vor acolo. Exact ăsta e cuvântul, chiar dacă e un cuvânt greu. Aici vreau să întreb. Iar noi, ca și partid, ce să spunem? Noi am spus de prima oară, domne, noi acceptăm și votăm și semnăm orice moțiune împotriva PSD-ului. De ce? Fiindcă în anul 2016 au mințit românii. Au mințit că am avea prosperitate, au mințit că pensiile vor crește și au crescut când? După 4 ani de zile, când au mai fost ei la guvernare și cu cât? Că nu au mai lăsat bani în visteria țării. Prin primărie au făcut debandadă și în loc să împartă banul public în infrastructură și în lucruri care să fie benefice ai comunității, le-au dat în fel de fel de pomene electorale și oamenii, uite, că cu toate astea nu i-au votat. Iar noi am spus, domne, noi trebuie să susținem un guvern serios, trebuie să susținem un guvern care vine cu soluții. Eu nu știu dacă au fost luate soluțiile noastre în seamă de multe ori de către Partidul Național Liberal, unde noi avem câțiva secretari de stat în acest guvern, dar nu putem să fim în afara unui joc și să ne dăm total deoparte, să spunem, hai, cum a făcut USR-ul, de exemplu. A spus, domne, noi suntem pe acest curent de dreapta, dar noi nu vrem să sprijinim guvernarea. Păi atunci de ce facem politică? Nu să sprijinim din poziția noastră această țară? E, lucrul ăsta nu s-a înțeles. Este o bătaie oarbă între două blocuri politice mari, dacă nu trei, dacă îl punem și pe USR în calcul, unea salvații cuțu-cuțu, așa, care se bat pe blana ursului din pădure, iar românul de acasă nu înțelege nimic. Noi vrem să venim cu un alt mesaj, hai să vedem dacă sunt curajoși. Dom'le, PMP a depus în anul 2018, a depus o lege în Parlamentul României privind reducerea numărului de parlamentari la 300. Italia, atenție, au făcut-o în luna ianuarie. În Italia erau, în jur, cred că 800 de parlamentari și acum sunt 600. În jur de 600. Deci, de ce acolo s-a putut și aici nu se poate? În Germania, la fel, este un parlamentar la 64.000 de cetățeni. Numai la noi este un parlamentar la 76.000 de cetățeni. De ce? Un deputat. De ce? Adică, populația României, din punct de vedere demografic, a scăzut în ultimii 30 de ani, iar noi încă ținem un parlament care, să mă ierte, uite, m-am uitat acum de curiozitate și mă bucur că suntem în emisiune cu doamna președinte PMP Călăraș și candidat la Camera Deputaților pe primul loc la Călăraș și eu candidez la Călăraș pe prima poziție la Senat. Am uitat la parlamentarii
de călărașe ai ultimilor 4 ani. Vorbesc serios. N-au făcut nimic pentru județul ăsta. Dacă ne aud călărășenii și ne văd, să știe, băi fraților, n-au făcut nimic ăștia. Nicolicea, nimic. Un vrăjitor, nimic. Cătălin Predoiu, ministrul justiției, nimic. O doamnă senator, Roxana Pațurcă. Dune nimic, n-a luat o singură dată cuvântul să aibă vreo inițiativă, senator al României. Domnul Filipescu, fost, cred că, președintele Consiliului Județean. Domne, nimic. N-au făcut nimic, domne. Domne, eu nu înțeleg că... Eu nu înțeleg, dragi români din Călăraș, și nu numai. Vorbim de toată țara asta. Mă, când un parlamentar nu ți-aduce un proiect la tine în județ sau la tine în comunitate, nu are un dialog cu tine, nu vine cu un plus valoare. Bă, fraților, de ce mai votați, mă? Bă, noi mai votați, mai votați proști în funcții publice. Despre asta e discuția. Bine, acum trebuie să acolo definim Lucian Iliescu, arhitectul prostului. Un oraș care are ieșire la Dunăre, care este la 100 de kilometri de București, un Oltenița, vorbesc de Călăraș, Oltenița, care este la 60 de kilometri de București, dune, noi în București suntem 2 milioane, nu toată lumea are posibilitatea să meargă la mare. Dar un 60 de kilometri într-o sâmbătă și o duminică să te duci vara, să găsești acolo o terasă, o plajă frumos, să stai la marul Dunării. Dom'le, ăștia n-au fost în stare de nimic, la fel și în Giurgiu. Dom'le, de nimic, sunt niște primari și niște parlamentari care s-au perindat în județele astea, care nu merită, știți ce o să fac eu cu ei, vă spun în campanie, o să iau pe fiecare și o să mă plin cu ei până oraș. Asta o să fac. O să fac așa o machetă și mă plin cu toți ăștia până oraș să le arăt ce au făcut oamenii ăștia pentru județul ăsta, Călăraș. Nimic, domne. Zero. Zero. Ăsta e. PSD, PNL, ce dracu au fost ei? Zero. Lucian, chiar eram curioasă să văd cum îl iei pe domnul Filipescu, pe ceilalți să vină la plimbare cu tine prin Călăraș. Eu nici pentru că ei n-au fost, n-au avut bunul simț și respectul față de călărășeni să se prezinte într-o emisiune televizată cu mine în această campanie, de exemplu, ca să dea socoteală călărășenilor, să le spună ce au făcut. Apropo de senatorul Răducu Filipescu, cel care s-a ocupat de lucruri nefirește în campanie, dar tot a pierdut, pentru că Dumnezeu nu ajută celui care umblă cu furtișac, și v-am mai spus eu cum mi-a furat pliantele de campanie și toate celelalte. Să știți că este a ajuns să fie disprețuit de proprii lui colegi de partid. Îmi vine în minte o discuție pe care am avut-o cu un primar, nu o să dau numele comunei, dar unul dintre primarii lui Filipescu, așa cum se numesc ei, se autointitulează în județ, mi-a spus: suntem dezamăgiți. Cred că acest om a ajuns să se rătăcească prin Parlamentul României sau a fost copleșit de măreția candelabrelor sau a covoarelor din Parlamentul României, întrucât nu a făcut nimic pentru Călăraș. Deci propriul lui primar, adică din staful lui, acela foarte apropiat, din oamenii lui foarte apropiați, erau extraordinar de dezamăgiți de inactivitatea pe care a avut-o în Parlamentul României senatorul Răducu Filipescu de la PNL. Acum au schimbat garnitura, mă rog, cei de la PNL Călăraș s-au spălat pe mâini și se dezmint total de domnul Filipescu și de ceilalți, numai că uită că fac parte tot din PNL. Adică degeaba spun ei că ca și persoane n-au avut nimic de a face, nu se poate, sunt sub aceeași umbrelă a PNL-ului. Uite, haideți să vă arăt ceva ce trebuiau să facă oamenii ăștia și eu am făcut. Mâine o să depun în Parlament. La prima discuție pe care am avut-o despre Călăraș cu doamna Simona Vlădica, îmi spunea de, și chiar am și trecut-o și pe dânsa în expunerea de motive, îmi spunea de importanța unui drum expres care se lege București de Oltenița și Drajna Nouă, autostrada București-Constanța, de Călăraș. Este un drum pe o singură bandă, care vara este foarte circulat, mai ales București-Oltenița și tot ce înseamnă sate până la Oltenița, drumul și așa arată cum arată. Iar dacă tot este trendul ăsta să facem legi, că văd că noi în țara asta trebuie să facem legi ca să facem un drum, cum felicitării deputatului PMP Ionuț Simonca și celor care au votat ieri în Camera Deputaților acea lege privind autostrada Nordului, care leagă Suceava de Bistrița, da? Și practic leagă estul de să dea Dumnezeu să se realizeze estul de vest. Uflă râsul, Lucian Iliescu. Deci, uite, eu noi am avem de stați un pic. Noi uite, avem, o am aici. Mâine o depun. Păi, drum expres, puțin, lege avem privind
aprobarea obiectivului de investiții drum expres București-Oltenița și drum expres Drajna-Nouă-Călăraș. Este semnată de senatorul Lucian Iliescu. Da, să le arăt mâine, o să depun dimineață. Ascultă, să ia act senatorii, de aia o să facem și publică, probabil în intermediul nostru azi o să facem, am făcut-o publică mâine, să știe toți călăreșinii că va exista o lege în Parlament în sensul ăsta. Este exact ce trebuiau să facă băieții ăștia șase, băieții și doamnele astea, doamna a cincea, a doua senatoare de Călăraș, să nu se enumere încă o dată domnul Eugen Nicolicea, domnul Vrăjitoarea, domnul Sefer, sunt de la PSD, nu? Domnul Predoiu de la PNL, Sefer deputați. Sefer este un trădător, da. Așa, deputați. Și domnul senator Răducu Filipescu și Roxana Pațurcă. Sunt șase parlamentari de Călăraș, care ei de acum 4 ani, în prima zi, trebuia să vină în Parlament cu astfel de lege, că știau... Vorbim de infrastructură, nu mai vorbim de port, de... măcar să facă pasta. Și să se țină de capul ministrului transporturilor și de capul guvernului, că erau din PSD, partid care au condus 4 ani în România și au avut bugetul pe mână, să facă un drum, domne, un drum expres de 60 de kilometri între București și Oltenița și alt drum de vreo 50 de kilometri între Drajna Nouă și Călăraș. Nu au fost în stare nici de lucru ăsta. Păi dar cum? Cine dracu mai crede pe ăștia de la PSD? Că cu cine vine acolo? Cu Dumitru Coandră? Un trompetist? Un trompetist, liderul sindicatului polițiștilor? Un trompețel? Dacă la orice emisiune când se întâmplă ceva, hop și coarnea. La, 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 poliție, apărăm poliție. Ce faci? N-a făcut nimic, domne, pentru oamenii ăștia. Nimic. Zero. Zero barat. Zero. Costavi, ăsta e capul lor de listă, păi, al PSD-ului la Camera Deputaților. Au încercat să facă o spălare a organizației și o lovitură de imagine. Notorietatea dar lui Coarnă... Laurențiu, oamenii încă cred, asta mă doare pe mine. Că noi spunem, vorbim de PMP. Da, domne, PMP vine cu proiecte. Și eu am avut în sectorul 5 proiecte, iar oamenii au ales infractori. Eu ce să le fac? Și nu că au ales mulți, că dintr-o populație de 250.000 de voturi au ieșit primar cu 25.000 de voturi, de exemplu, la sectorul 5. La Călăraș, la fel. Într-o populație cu 250.000 de cetățeni au ales președintele Consiliului Județean probabil cu 40.000, 45.000 de voturi. Despre asta discutăm. Adică nu discutăm de un aport așa mare față de cei care au venit la vot, cu cât și-au luat oamenii ăștia mandatele. Și-au luat mandatele prin minciună, prin ipocrizie, prin a spune oamenilor povești de a dormi copii, iar oamenii încă cred după 30 de ani de la Revoluție, pe mine asta mă doare. Bă, când tu vezi că la tine în Călăraș nu mai merge fabrica aia siderurgică, combinatul ăla, când vezi că canalul ăla se cheamă canalul siderurgiștilor, de leagă Călăraș de brațul Borcea, când vezi că nimeni n-a făcut nimic dintre primari ăștia, PSD au fost mulți acolo și PNL, bă, când n-au făcut nimic, bă, de ce le mai dai, mă, girul? Să ce? Pe un sac de cartofi și 2 kg de ceapă? Uite, domnul senator Lucian Iliescu, că ți-ai răspuns la această întrebare și am mai discutat și în emisiunea trecută când am fost pe aici, câtă vreme acceptăm să ne vindem pielea și viitorul pe 50 de lei sau pe 100 de lei sau cât au dat și cât vor da în campanie, lucrurile nu vor sta bine. Eu mă bucur foarte mult și sunt încântată că voturile pe care le-am obținut sunt voturile unor oameni care au crezut în mine și cărora le mulțumesc din tot sufletul. 7200 de călărășeni au crezut în mine. Au crezut în Simona Vlădica și în PMP. Păi, așa că, din acest asta motiv... Asta cum o prezentăm? Ca succes sau ca eșec? Da, ca succes o prezint. Pentru că atâta vreme... Eu chiar aș fi curioasă să văd care sunt voturile naturale ale celor de la PNL, de exemplu, în Călăraș, sau de la PSD. Voturile naturale, neplătite, repet. Deci au fost niște situații la noi în care în fața secției de votare erau trași oamenii de mânecă. Cu cine votezi? Ia 100 de lei și votează la 7 seara, la 8 seara. Au fost foarte multe voturi anulate, aproape 10, în jur de 10% ca procent voturi anulate. Într-o secție de votare, am aflat recent, a lipsit ștampila 2 ore. Adică sunt lucruri de domeniu, am zice noi, SF, care se întâmplă și degeaba tot venim noi și spunem ce vrem să facem atâta vreme când ne confruntăm cu această situație în care se cumpără voturi, lucru cu care eu nu pot să fiu de acord în nicio la formă. La Călăraș, cu toate că Simona Vlădica a luat în jur de 6% ca și candidat la președinția Consiliului Județean, Partidul Mișcarea Populară, trebuie spus, nu a intrat în Consiliul Județean fără 300 de voturi. Noi am cerut renumărarea și nu ne-a fost acceptată de Biroul Electoral Județean. Nu, la Biroul Electoral Județean s-a acceptat, dar Biroul Electoral Central. Că rămâne așa. Pentru că probabil că ar fi sărit toată țara în aer. Eu spun un singur lucru, că eu l-am votat pe Klaus Iohannis, președintele României, și în primul tur, și acum 6 ani, și în anul trecut.
Da? L-am votat. În fine, am votat candidatul PMP în primul tur, iar în turul 2 l-am votat președintele Klaus Iohannis. Eu acum vreau de la dânsul, sincer, îi respect poziția, respect demnitatea pe care o are, este președintele României. Mă așteptam ca măcar în sensul ăsta să dea un semnal și măcar să dea câteva exemple, să dea câteva exemple prin organele statului abilitate că nu mai merge în România să cumperi voturi. Asta s-a întâmplat și la sectorul 1, și la sectorul 2, și la 5, și la Călăraș, și la Dolj, și la Olt, și la Botoșani, peste tot în țară. Domne, dă câteva exemple. Prinde, domne, pe unul, prinde pe, uite cum l-a prins. Văd că Dragnea, Liviu Dragnea, este la pușcărie pentru asta. Nu, pentru, în fine, a fost, a, și-a luat, este pentru povestea lui cu DSPC, dar și-a luat suspendare, și-a luat suspendare și a fost judecat vreo 3-4 ani de zile pentru referendumul din 2009 și faptul că acolo au votat și morții și s-au dat banca să iasă la vot și etc. E, s-a judecat, domne, și a dat cu suspendare, l-a condamnat cu suspendare. Domne, n-am văzut un exemplu în campania asta pentru cei care și-au plătit voturile pe suferința oamenilor, pe sărăcia oamenilor și pe acel electorat care nu mai are încredere în nimic, care nu mai are încredere în ziua de mâine și tot așa. Din acest motiv, cu Laurențiu Botin este online pe www.realitatea.net. Bine te-am găsit. Ce subiecte dezbateți la ora aceasta? A, bun găsit, Raluca, bun găsit, doamnelor, domnilor, mulțumesc pentru oportunitate. Păi, noi vorbim aici despre, s-au terminat alegerile, încep alegerile, eu am doi invitați în postură de candidați acum, președintele PMP Călăraș, Simona Vlădica, va candida la Camera Deputaților, iar senatorul actual, Lucian Iliescu, va candida la Senat. Bună ziua. La Călăraș. Și acum râdeam un pic... oarecum așa mai în barbă, pentru că Lucian Iliescu a lansat un lucru absolut interesant, un mesaj. Oameni buni, nu mai votați proștii. Nu mai votați cu proștii. Și eu încercam acum să aflu care e arhetipul prostului, da? Aici vorbesc de candidați, de politicieni. Și poate aflăm și noi care e arhetipul prostului. Vă spun în 30 de secunde. Acum 4 ani de zile, călărășenii au votat 6 parlamentari, 4 deputați și 2 senatori. Și eu am explicat înainte să intrăm pe postul național, am explicat că eu am depus și mâine am făcut și mâine voi depune în Senatul României un proiect de lege privind un drum expres între București și Oltenița și între Drajna Nouă și Călăraș. Iar povestea asta pentru un om care vine de 2 săptămâni să numit candidat la Senatul de la Călăraș, de către partidul nominalizat, de către Partidul Mișcarea Populară, sper să și ajung senator și doamna Simona Vlădica deputat acolo, oamenii ăștia 6 parlamentari, 4 de la PSD și 2 de la PNL, n-au fost în stare de 4 ani de zile, aleși de călărășeni, n-au fost în stare să depună un proiect de lege în sensul ăsta. Nici domnul Nicolicea de la PSD, nici domnul Predoiu de la PNL, nici domnul Răducu Filipescu de la PNL. Poate trebuie să le facem, că oamenii ăștia nu mai trebuie să voteze. Da, este adevărat. Până la urmă vorbim despre PNL și PSD. Și vorbim despre faptul că nu le-a păsat. Deci nu le-a păsat. Eu i-am spus colegului meu la un moment dat, cred că în urmă cu 3 săptămâni, uite, m-am întâlnit cu foarte mulți oltenițeni în această campanie care a trecut la locale și am constatat că oamenii petrec foarte mult timp în trafic pentru că mulți dintre ei fac naveta de la Oltenița la București. Și spuneam colegului meu, haide să facem ceva pentru acești oameni ca să avem drum expres de la Oltenița la București. Vreau să vă spun că cred că a durat mai puțin de 5 minute discuția și mi-a spus, spunem tot ce știi despre situație și voi face de îndată demersurile. Ei, aceste lucruri, într-adevăr, asta încearcă să ne spună domnul senator Iliescu, se puteau face pe hârtie, ne-am săturat. Nu e vorba de drumuri ne-am pe săturat. Hârtie. Drum expres Craiova-București, Pitești, mă rog. De unde? Păi și nu trebuie să începem de undeva, nu trebuie să avem la revedere. Autostrada Moldovei, dată prin lege de Parlamentul României, sper să mai fie în viață clar când se va lucra pe ea, da? Altă lege trăznaie, autostrada de nord a Moldovei. Păi și dacă altfel nu funcționează în țara asta... Da, dar pe hârtie, Lucian. Dacă Ministerul Transporturilor, Ministrii Transporturilor nu-și fac treaba, există de la guvernare la guvernare acele master planuri care nu se țin... Nu avem noi studii de ele. Suntem acoperiți de hârtii, de acte. Dacă vom avea foarte mulți parlamentari PMP,
ce? Asta vă spun. Oameni implicați. Noi, cei de la PMP, suntem oameni implicați. Suntem oameni ai faptelor. Și de unde știu eu că sunteți implicați? Cum de unde știți? Uitați-vă la CV-urile noastre. Uitați-vă la ce am făcut până acum în această viață. Vă spunem noi. Păi, dar a venit la televizor, gata, mă, noi suntem implicați. Ceilalți nu sunt implicați. Dragi călărăceni și dragi români, votați candidații PMP și o să vedeți în următorii 4 ani de zile proiecte, dacă avem putere. Că așa, dacă n-ai putere, ce să faci? Despre asta este vorba. Dar orice proiect întâi trebuie scris. Da? Întâi ne gândim, apoi scriem. Noi asta am făcut, dar am discutat. Dar cine se uită la proiecte, Simona Vladica? Cine se uită la proiecte? Că avem o campanie electorală cu aproape lockdown. Se va sta în casă. Ori apăreți la televizor, ori dacă nu, ne agasați cu ce? Cu reclamele sau cu știrile de pe rețelele trebuie de socializare. Trebuie să comunicăm, da? Domnul Botin. Credeți din 10 oameni, câți credeți că vor citi un proiect pe care dumneavoastră le expuneți? Să știți că eu am fost surprinsă în campania trecută, fiind în mijlocul călărășenilor, să aflu că deja citiseră. Când le împărțeam pliante, îmi spuneau mulți dintre ei, și asta îi spuneam și colegul meu, domnul senator Lucian Iliescu, oamenii deja primiseră acasă și citiseră. Să știți că oamenii, cei de bună credință, da, cei de bună credință se interesează de soarta lor. Problema noastră este cu cei care acceptă să-și vândă votul. Aici este problema noastră. Oamenii de bună credință care ies la vot și votează cu cine consideră ei, ceva, sunt foarte în regulă, Simona, și se documentează. Informația clar. Oamenii sunt deștepți, nu? Informația circulă. Problema e alta. Oamenii nu mai au încredere. Corect. Nu mai ai cum să transmiți. Băi, dacă tu, om de acasă, om de rând, care muncești, plătești taxe, impozite, îți crești copiii, îți duci la grădiniță, la creșă, la școală, dacă tu mă votezi pe mine, eu și mă țin de cuvânt. Fiindcă toți cei care au venit și le-au cerut votul oamenilor nu s-au ținut de cuvânt. Păi a doua așa zi, după ce s-au văzut instalații scaune, exact au uitat așa de ei. Exact așa. Eu v-am arătat înainte, pot să vă arăt și pe acum. Am făcut un proiect de lege în 2 săptămâni cu drumurile astea expres București, Oltenița și Drajna, Nouă Călăraș. Mâine o să-l depun din bugetul Ministerului Transporturilor, adică se poate, cu timp de finalizare, adică 4 se ani. Poate, dacă există cum e, știți ce dacă zice se Orbu? Făcea acum 4 ani de un parlamentar și se ținea de el, știți ce zice Orbu? O să vedem. Raluca, îți mulțumim că ne-ai primit pe Realitatea Plus. Discuția va continua pe Realitatea.net. Nu-i las, uite așa le fac, uite așa. Bun, mulțumim frumos. Te urmărim, Laurențiu, și pe nu, bine, dar totuși, vreau să vă dau un exemplu, pentru că este foarte important. Odată, oamenii vor vota, sunt talibanii care votează partidele, și cei care sunt nehotărâți, și aia e foarte important, că acolo puteți câștiga, și sunt cei care votează împotriva partidelor respective. Și acum vreau să vă dau un exemplu. Știți că există un algoritm pe Facebook, da? Pe Facebook, da. Există și pe site-urile astea și voi, cei de la Partidul Mișcarea Populară, îl utilizați foarte tare, Google Ads, la reclamele alea acelea cu Google Ads. Mai unde mă aflu, unde mă învârt, și eu fiind aici cumva spre Ilfov și locuind până la urmă în județul Ilfov, pe orice site pe care mă uit și eu sunt obligat, din natura meseriei, să fiu updatat cu toate știrile, mă dau de un coleg de al dumneavoastră. Mă, pe orice, trec de o știre, de la PMP? Ia, bacă, mi-apare fața. Da, de la PMP. Ia, dau de o știre, iară mi-apare fața lui. Băi, mi-a ajuns în greață. Da? Deci poate îi sfătuiți pe colegii dumneavoastră să nu mai cheltuiască sume uriașe, că știm cu toții cât costă, pe chestia asta, că deja am ajuns invers, să fie greață. Deci, indiferent cum va fi, nu-l vei vota niciodată. Mă agasează pur și simplu. Deci nu pot să citesc o știre că mi-apare fața lui. Să da. Știți că dacă nu e el, e altul. Deci nu cred că asta este soluția. Înțelegeți, înțelegeți ce vreau să spun? Eu înțeleg mecanismul și chiar îl înțeleg până ce vreau la să spun. Dar nu mi-arată decât o față. Păi asta e ideea, Simona Vladica, că aici discutăm. Îmi arată o față cu Mișcăm România. Ați găsit voi sloganul ăsta, Mișcăm România. Deci zici că e cu treburi. Da, o mișcăm. Mău, ce bine, da? Ar fi. Nu, nu, ce bine ar fi. Ascultați-mă. Laurențiu, ce bine ar fi să fie un cutremur politic. Și nu-mi zice nimic. Băi, dar nimic acolo. Pur și simplu pune fața aia și Mișcăm România. Și mă agasează ori de câte ori. Și eu intru, cred că, de sute de ori pe site-uri în fiecare zi.
Bang, 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 bang. Bă, nimic să-mi spună, nu știu, spune, punctul 1. Știi ce spune un om de acasă? Fac, nu mai intra, caldă, punctul nu mai intra, domnule. Domnule, deci se face rău. Pe nu, bune. Este, toate site-urile sunt pline de reclame, este adevărat că sunt vă spun despre cine-i politice vorba, sau... Nu contează, deci chiar nu contează. În toată România este plin de reclame pe toate site-urile, dar până la urmă trebuie să găsim și o oarecare înțelegere, pentru că este o perioadă, discutam despre cât de greu este să faci campanie în această perioadă cu atât de multe restricții și cu o necesitate de a ne proteja suplimentar și atunci trebuie să ajungi cumva la oameni, măcar să le spui că existi. Iar după ce le-ai spus că existi, să te caute. Eu îi sfătuiesc pe toți. Măi, căutați despre acel om, căutați CV-ul, căutați proiectele, căutați să vedeți ce a făcut în plan profesional până atunci. Pentru că altfel nu pierde omul timpul, este un timp câștigat pentru el și pentru copiii lui. Deci atâta vreme cât nu ne informăm și votăm pur și simplu numai o listă, fără să ne intereseze cine este pe acea listă, eu zic că nu este în regulă. Deci trebuie să ne uităm, uite, ce a făcut domnul senator Lucian Iliescu și îmi vine acum în minte că eu am 4 copii, dânsul are 5 copii împreună, 9. Echipă de basket și rezerve. Echipă de basket și rezerve. Mi-a venit în minte proiectul pe care l-a făcut el pentru bunicile noastre, da? Pentru că avem nevoie, fără ajutorul mamei mele și a tatălui meu, n-aș fi reușit niciodată să mă descurc cu copiii mei și la fel, probabil că și domnul senator Iliescu la fel. Deci și aici o să las pe dânsul și chiar te rog, Lucian, să spui două vorbe despre acest proiect. Acum mi-a trecut mie prin cap. Deci voi aveți o șansă. Voi doi aveți o șansă. Mersi. Voi aveți o echipă de fotbal, să mor dacă nu. Noi am zis de basket și rezerve, dar poate să fiți de fotbal. Și puteți face trebuie... la Călăraș un tandem. Mai trebuie doi. Un tandem de nu se poate. De serios. Suntem harnici amândoi, suntem muncitori și călărășenii, păi, da, ar avea un cred că aici plus putea dacă umbla noi la, intrăm în Parlamentul României. Ați putea umbla la emoția colectivă. Ia uitați-vă câți copii avem. Păi și credeți că este ușor să crești aici, atâția copii? Ia gândiți o chestie de asta. Ia gândiți o chestie de asta. În campania de alegeri locale a fost un atu, dar au fost foarte mulți. Dar tu îți dai seama acum... Ai mulți copii, trebuie să dai să mănânce. Locul 2 la Camera Deputaților, Simona Vladica, 4 bucăți. La Senat, locul 1, tu cât ai? Tot 4. 5! Bă, dar chiar tu ai și echipă de handball și 2 rezerve. Da, aproape. Păi la Călăraș e echipă foarte bună de handball. Uite, eu vreau, apropo de... Mai este. Apropo de ce ai spus cu acea promovare agresivă a partidelor, eu, unul, dacă trebuie și deranjează pe cineva lucrul ăsta, spun, domne, noi ne cerem scuze că ăsta este mijlocul modern de abordare a unui om de acasă care are problemele lui cum le știm cu toții. Dar dacă acum, acum 20 ceva. De ani Bucureștiul era plin de flyere sau Călăraș sau Brașov sau Iași, Cluj, orașele mari, comunele mari, de flyere, de pliante, de bannere, mai știți că erau lipite prostie, pe toate gardurile, totuși noi am evoluat într-o altfel de etapă. Noi gândim digitalizarea primăriilor de la comună până la oraș și nu gândim o campanie de alegeri digitalizată? Noi ne gândim la ghișee unice în care să te duci și să-ți plătești și să faci totul la o primărie de la un ghișeu unic și nu ne putem gândi că putem să ne dăm câteva mesaje online? Da, este un sistem pe care Google-ul l-au inventat, astfel încât atunci când intri pe un portal sau când intri pe o știre care îți place sau pe un material care vrei să-l citești și dacă acolo găsești acea postare cu acel candidat de la PMP, să spunem, când mai intri și a doua oară, el te urmărește. Asta, de fapt, e o schemă destul de simplă. E și pe unde te afli. E și nu, e costisitoare, dar atenție, digitalizarea va face parte din viața noastră în următorii ani. Lumea se va schimba, dar nu le România se va schimba. Colegilor dumneavoastră să-și mai schimbe fotografiile astea bățoșenie, da, de tip activist care... de partid. Da. Aici vorbim de colegii toți din politică. Bă, de toți își pun, da, toți își pun niște poze absolut cretinoide, pentru că cineva le-a spus, da, bă, ce stă bine, bă, bățule, bă! Dar nu toți doar de la PMP. Nu, eu vorbesc toți din politică, ăștia care ne agresează. Păi hai să mai discutăm. Și vine și inversul, Laurențiu. Vine cu niște fotografii cretinoide. Domne, noi pe tine nu te cunoaștem.
Măi, Lucian, deci dacă deci nici sunt... nu te expui, nu vorbesc sunt de mine. Sunt alea cretinoide, aia este, asta cu așa, și mai e aia, dați-mă pe mine un pic aici, așa, aia, băi, deci mor, deci nu, na, m-am leșinat. Votează-mă deci, pe mine. Nu, aia cu, bă, eu, adică, pac, și explică unul de imagine, boss, asta e imagine, băi, oamenii, da, oamenii. Dar și dacă stai drept, zice, uite ce băsos oamenii ar vota și niște așa, oameni ca ei. Păi și cum nu ca bățoșenii. Cum ca ei? Și noi suntem soluția ca soluția cu care eu am venit păi, la... Păi face niște poze de campanie domnul să mor. Dacă eu aș face cu căței, de exemplu. Eu dacă aș candida, aș face poze cu căței mei, da? Făcând un grătar în curte. Am un cățel pe care îl cheamă Trump, Gegrasă. Trump? Da. Păi Trump câștigă. Da. Domnul Botin, abordarea pe care am ales-o eu în campania de la locale și pe care vom merge în continuare și care a dat rezultate totuși și din discuția, ce din discuția cu oamenii a fost aceea de a ne adresa prin filme. Că tot spuneați de vă poze. Adresați prin filme? Da, comunicăm prin film. Da, comunicăm prin film. Postăm pe Facebook, postăm pe YouTube, iar oamenii sunt liberi după aceea să comenteze și să vină cu să intrăm într-o interacțiune. Eu răspund cât de mult pot la cât mai multe și dintre la mesaje. Și la tot felul de aluzii nu accept sexuale să fiu jignită, ca la... să vă spun așa. Deci sunt totuși cadru didactic universitar, am născut patru totuși... copii și nu accept să fiu jignită. Cu acei oameni nu voi intra. Și nu veți fi jignită? Nu sunteți jignită? Ba da, sunt. Sunt oameni care jignesc, dar mulți dintre ei îi vezi că sunt postaci de la diverse partide. Adică dacă faci niște click-uri și te duci pe pagina lor, îi vezi că susțin PSD, susțin PNL. Îți dai seama automat că... Hai să le spunem. Vreți să le spunem ceva postacilor? Deci, băieți, așa cum ați învățat voi să faceți conturi false, da? Așa am învățat și unii să depisteze IP-ul de pe care voi comentați pe acele conturi false. Bun, perfect. Și în momentul în care folosiți pentru contul dumneavoastră real același IP, sunteți foarte ușor de găsit. Și atenție, ceea ce se întâmplă în spațiul ăsta, pe rețelele de socializare, mai ales când denigrați, este penal și este sub incidența legii. Și nu este departe ziua când unii dintre dumneavoastră vor merge la pușcărie, da? Pentru că au crezut ei că nu îi prinde nimeni Doamne pe spațiul ăsta liber numit internet. Am încheiat dizertația. Revenim. Doamne ajută așa să fie. Eu consider că este nevoie să avem dialoguri normale și firești, strict pe proiecte și pe ce e de făcut. Adică apreciez oamenii care mi-au scris, de exemplu, am un copil cu handicap. Ce aș putea eu să fac sau ce aș putea dumneavoastră ca partid să faceți pentru a-mi ajuta copilul că nu mai pot să-l duc să transport okay. De la, nu mai știu de unde zicea că este din modelul, la Călăraș că nu mai are bani dar de transport. Dar n-ar fi șmecherie, Simona Vlădica și Lucian Iliescu, să lansați voi provocări de genul ăsta și să așteptați feedback-ul. Nu mai puțin, da? Tot programul meu politic a fost structurat în urma unor discuții nenumărate pe care le-am avut cu oamenii. M-am întâlnit fie cu grupuri mai mici, mai mari, cu agricultori, cu oameni de afaceri, cu oameni angajați la fabrica de confecții, din diverse categorii socioprofesionale și am discutat. Cum vedeți voi lucrurile? De exemplu, apropo de podul acela peste Dunăre, care este promis de 20 de ani. Mi-au spus oamenii, doamnă, să nu ne mai promiteți că faceți podul, că nu o să vă mai credem. Că nu merge, am zis, e regulă, da, ci că a ajuns la categoria vrăjeală, ceea ce este trist. Să vă spun o realitate, nu știu dacă... Nu știai, Simona. Eu cred că sunt singur, n-am mai auzit de alt parlamentar. Eu am angajat la cabinet o persoană cu dizabilități, este surdomut. Îl cheamă Adrian Trestian, e consilierul meu parlamentar și are un mare talent. Este un mare grafician. A fost ucenicul lui Ioan Popa Popas. Îți spun că prin intermediul lui, pentru surdomuți, eu am făcut adresă la CNA și nu știu dacă de vreo... cred că sunt 6 luni de zile în care se vede că la televiziunile care au acea mimică pe ecran, el mi-a povestit că ce era până atunci nu era în regulă. Trebuie să fie fundalul închis, nu trebuie să aibă cei care prezintă zorzoane, inele, că aveau mulți dintre ei. Și nu se înțelege mimica. Vreau să spun că televiziunile
de vreo 6 luni de zile o să vedeți că au un format tip și asta datorită mie și a intervenției pe care am făcut eu ca senator către Consiliul Național al Audiovizual. Să avem programe pentru persoanele cu și inclusiv lucrul ăsta a spus, dar televiziunile nu sunt toate pregătite și în toate jurnalele cyber. Deci vedeți, domnul Botin, că nouă ne pasă? Sunt lucruri mici pe care... Și mie mi-ar păsa. Uite, asta a făcut senatorul Lucian Iliescu și oamenii ăștia este o comunitate, să știți, în România sunt în jur de 10.000 de persoane care au probleme cu auzul, da? Sunt surdomuți, da? Și vreau să vă spun că mi-au mulțumit prin intermediul celor care îi coordonează, mi-au mulțumit că am făcut lucrul ăsta pentru ei. N-am făcut-o public, am zis, băi, e un lucru foarte pe care îl fac pentru oameni. Dar se pare că la noi în țară lucrurile astea firește au ajuns să fie un lux. Și nouă ne pasă și vreau să vă spun altceva. Sunt convinsă. Vreau să vă spun un lucru. Noi primim foarte, foarte, foarte multe scrisori și doleanțe și mail-uri de la oameni și cred că invariabil, acolo scrie, sunteți ultima noastră speranță. Noi cei corect din presă, care nu dăm apă caldă, nu dăm ajutoare, nu rezolvăm probleme și din justiție și așa mai departe. Și pe mine mă întristează lucrul ăsta și lucrul ăsta a revenit după ceva timp. Habar n-am de ce. Vreau să vă întreb altfel. Asta nu e clar un semnal că oamenii totuși nu mai au încredere în nimic din ceea ce înseamnă clasă politică? Ba da, dar v-a explicat domnul senator Lucian Iliescu ce au făcut cei 6 din Parlament. Nu dumneavoastră, zic, ne-a explicat tuturor. De ce? Pentru că celor 6 care au fost în Parlamentul României, de exemplu, din județul Călăraș, nu le-a apăsat, n-au făcut nimic. Deci nu au lăsat în urma lor nimic pentru județul Călăraș și pentru România, pentru că atunci când te duci în Parlamentul României... N-a lăsat Nicolicea. Trebuie să faci lucruri pentru toată ordonanța România. Ordonanța 13? Nicolet, nu mai candidează. Deci despre asta vorbim. Asta este marele atua celor două partide mari, PNL și PSD, că atunci când într-un județ au dus oameni care n-au făcut nimic pentru acea comunitate, peste 4 ani de zile, chipurile se rebranduiesc, aduc fețe acum stau noie. Și ne explică câte noi păi sunt... Mă, da, acum 4 ani, voi când ne-ați propus pe băieți ăștia, pe Nicolicea, pe Vrăjitoarea, pe cum n-ai băi cam, Filipescu, Brălucu, Răducu, așa. Mă, dar voi nu v-ați gândit că ăștia n-au dat o zi pe acolo? Cum e posibil că tu ești un parlamentar de Călăraș și să n-ai Nicolicea, Eugen Nicolicea? Sau Predoiu. Să n-ai birou, să n-ai cabinet parlamentar în Călăraș? Cum e posibil? Are la Oltenița. Deci asta nu și-a făcut? Nu. Deci nu le pasă. Nu. Despre asta este vorba. Și vin după 4 ani de zile, eu nu știu cum oamenii, că de asta zic, oameni buni, mă, români, că indiferent că sunteți voi în Călăraș sau în orice altă regiune a țării, măi, dacă oamenii ăștia n-au făcut nimic pentru voi, de ce mai mergeți, mă, să-i votați? Că așa a zis primarul. Bă, dar dă-l laiba și până primarul ăla. Aici, apropo de primar, iartă-mă, nu-ți uita ideea. E o poveste la Călăraș, în județul Călăraș. Avem foarte mulți care locuiesc la țară, cum se spune, și depind de acele ajutoare sociale. Știți ce le spune primarul? Vă tai ajutorul social. Că asta poate sau nu veche. Poate să-l taie, este discutabil. Asta nu le dă veche. Lemne, nu le dă... Da. Le trimite controle. M-a sunat cineva, numai puțin și cu asta închei, m-a sunat cineva la un moment dat în campanie și a spus, Doamnă, îmi pare rău că n-am venit alături de dumneavoastră în echipă. Îi propusesem să vină la noi. Și zic, dar ce s-a întâmplat? Păi a auzit că m-am întâlnit cu dumneavoastră și mi-a trimis controlul. Mi-a trimis ANAF-ul, ce mi-a făcut, m-a nenorocit pe toate firmele. Zice, măcar dacă intram cu dumneavoastră în echipă, știam de ce. Știi ce vreau să deci zic? Asta este tehnica lor. Știi ce bine sunt pus la punct? Că eu, de exemplu, îmi dau câteva mesaje pe Facebook. Da? Da. Există o... În care, de exemplu, ultimul mesaj a spus, domne, eu candidez pentru cele două poziții aferente județului Călăraș de senator, dar sunt inginer, fac parte dintr-o familie de militari, sunt actualmente senator a României, am 5 copii, sunt căsătorit, sunt un om de bună credință, vreau să fac treabă pentru județul Călăraș. Vine unul, răspunde și zice, ne-am săturat, sunteți niște hoți toți, vreți doar la ciolan, la la la. Eu îi răspund tipului ăia, că mă uit pe profilul lui și văd, când văd că șeruiește doar PSD, doar PSD, zic, PSD-istule, taci din gură, vezi de treaba ta, iar dacă ai ceva să-mi reproșezi mie personal, fă-o cu subiect și predicat. Altfel, eu nu-ți permis să mă jignesc, să mă faci în toate felurile. Vine pe urmă altul, tot în gașca lui de PSD, știi ce spune? Cu așa limbaj, eu nu o să te votez niciodată pe tine. Da, așa păi, sunt, bă, așa nu avem o puțină rușine, v-ați făcut toți o haită, o gașcă, ați căpușat toate bugetele locale din comunitățile astea, unde oamenii sunt
fără sprijin deloc și veniți tot voi să aveți pretenții. Păi eu n-am auzit de un sistem de irigații în Călăraș. Atenție! Județul Călăraș este locul 3 ca întindere agrară din România. N-am auzit să vorbească, uite, d-aia cu aia. D-aia cu aia, unde-i programul lui de irigații în Călăraș? Zero. D-aia cu aia. N-am auzit să vorbească Ministerul Transporturilor de un port unde atunci când Dunărea, pe Dunăre se poate naviga, să vedem și noi că acostează acei străini, veniți în păi vizită navele, pe Dunăre către, păi da, către da, Delta, să vedem și noi că se lasă... Nu mai funcționează. Păi ani de zile a funcționat. Să vedem și noi că stau 10 minute. Mai vorbim, vă aștept și pe Realitatea Plus, da, o să avem... Continuă o să avem o pre-campanie și o turism, campanie zero. Electorală destul de interesantă. Și avem și aștept, potențial maxim în județul Călăraș. Dar dacă ne vor vota pe noi, Laurențiu, Lucian Iliescu, Simona Plutica, Senat, Cameră, promitem că vom face lucrurile astea. Și pe cum? Dar nu ne vom ține ei. De capul lor, credem până se vor realiza. Tot, tot vorba orbului, mai vedem. Mulțumesc pentru prezență în Realitatea din PMP. Dragilor, ne revedem într-o oră pe Realitatea Plus, la 15%.